Slava lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Legat despre acel copil care a visat să devină pilot și a devenit, pot să recunosc foarte puțin oamenii vor trăi destinul lor așa. În sensul că de mic vor ști ce trebuie să devină ei. Și împotriva oricare obstacol, ei reușesc să devină ce au știut că trebuie să devină de când erau mici. Un aspect este că acel copil a crezut asta va fi. Deși era ceva destul de imposibil în contextul în care era, care l-am menționat, am avut timp, am luat timp să povestesc. Ieri nu să mai povestesc ca să înaintăm. Dacă tu însuți nu crezi în ce trebuie să devii, dacă ai mâncat învățături care ți-au spus nu se poate, nu vei împlini ceea ce trebuie să împlinești. Pentru că primul care trebuie să crezi, tu nu crezi. Hai să-ți spun ceva. Hai să vorbim de Domnul Iisus. Și poate mâine să încercăm să răspundem cum de mic a știut sau a fost doar o întâmplare așa. Dar hai să vin la Domnul Iisus. Pentru că acum ce mă interesează, ești tu în fața destinului tău. Indiferent că ai 14 ani sau că ai 60 de ani, ești încă sau 70. Ești încă în viață, tu și destinul tău. Tu, când zic destinul tău, ce trebuie să împlinești pe pământ? Pentru că nimeni nu vine doar așa pe pământ. Nimeni nu se naște doar așa în familia lui Dumnezeu, fără că Dumnezeu să aibă un plan pentru el. Lucru foarte specific care trebuie făcut. Și îmi vine această poveste, cum este povestea aceasta? Nu mai știu, sigur, e o poveste de copii, îmi scapă, dar ideea este că este o sabie pusă într-o stâncă și acea sabie pusă în stâncă doar o singură persoană poate să vină să o scoată de acolo. Poate să vină toată lumea cu mușchi. Să încearcă să o scoată. Și nu vor reuși. Dar când vine cel alesul pentru care este sabia asta, când el vine o scoate fără efort. Știi povestea asta? Fiecare dintre noi are o astfel de sabie pe pământ. Metaforic vorbesc. Fiecare dintre noi există anumite lucruri pe acest pământ care vor răspunde doar la tine. De aceea ai o amprentă digitală unică. Ai fost făcut pentru asta. Exact ca în acest exemplu, mâna acestui tânăr, doar ea a fost făcut să scoată această sabie de această stâncă. Deci, hai să ne gândim la Domnul Iisus. Cum am spus, părinții lui au primit cine este Domnul Iisus. Au primit deja îngerul i-a zis Marie, dar apoi când l-au dus la templu, vine confirmarea din partea lui Simeon, vine confirmarea din partea lui Ana. Deci, atunci, chiar Biblia zice, Marie a păstrat aceste lucruri în inima ei. Deci nu este doar că ea a fost vizitat de înger. Își da seama că această, exact aceeași informație
sau similară, este transmisă la unii oameni temători de Dumnezeu. Dacă mergem, de exemplu, în Luca, Domnul Iisus este adus la templu. Aici, Luca 2. Biblia zice așa. Luca 2, 22. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinată Domnului. Versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica de Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace robul tău, pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci a văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. El e iudei, dar deja va descoperi, copilul ăsta nu va binecuvânta doar pe iudei, e pentru toate popoarele. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Și apoi să vină și Ana. Da? Deci, Maria a primit Simeon, Ana și toate marturile care au primit din partea lui Dumnezeu era adevărat, era aceeași marturie. Imediat, dacă citești după, este episodul lui Domnul Iisus rămâne la templu, acum la 12 ani. Și părinții lui îl caută și apoi el zice: nu știți că trebuie să fiu în casa tatălui meu sau să... Ok, ce zice el exact? Așa, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ok. Deci, aș vrea să-ți spun un lucru. Cred că l-am mai spus într-o altă ocazie. Deci Domnul Iisus e foarte tânăr aici. Dar este conștient deja aici că Dumnezeu este Tatăl lui. Dar nu a fost totdeauna conștient. Știi asta, da? De exemplu, când ei a dus în templu, toată lumea, adică toată lumea, Maria știe, Iosif știe, Ana, Simeon, au descoperit cine este bebelușul. Bebelușul, el însuși nu știe încă. Și cum ți-am mai spus, mă rog să fie înconjurat de oameni care să nu te cunoască doar după înfățișare, dar să aibă descoperire cine ești tu. Deci, cu siguranță Domnul Iisus când crește, de la părinții lui va primi anumite informații despre el. La fel cum cred, de unde Samson a știut că nu trebuie să ștai părul? Nu cred că un înger l-a vizitat pe el. Părinții lui i-au spus: înainte să te nasc, s-a întâmplat asta, asta. Tu ești diferit, nu trebuie să te tunzi. Deci, a trebuit să fie un moment unde Domnul Iisus devine conștient că este Fiul lui Dumnezeu. Și mai târziu, a trebuit să fie fost un moment unde Domnul Iisus e conștient de misiunea lui. Ceea ce este trist, mulți copii al lui Dumnezeu s-au născut,
Sunt conștient că Dumnezeu e tatăl lor, dar nu s-au trezit încă la conștiință ceea ce trebuie să facă pe pământ. În fine, în ceea ce privește Domnul Iisus, aici deja, în Luca 2, vedem, e foarte convins că Dumnezeu e tatăl lui. Dar lasă-mă să spun un lucru care de multe ori nu ne gândim. Aici, și chiar mai încolo până la o anumită vârstă, Domnul Iisus nu a primit vizite de îngeri, nu a auzit un glas care să se audă din cer, tot să zic, pe de unde știi? Biblia nu scrie asta. Biblia nu... Primul loc unde citesc că Domnul Iisus a auzit un glas din cer, el a botez. Acesta este fiul meu prea iubit. Tu ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsești toată plăcerea. Personal cred că atunci are și o confirmare supranaturală de ceea ce știa deja în inima lui și ceea ce s-a spus despre el. Nu cred că până atunci venea chiar de fapt. Ok, uite. Ok, dacă de exemplu mă duc aici în Luca, nu știu dacă este în Luca sau în Matei, hai să nu fiu prea lung. Biblia zice așa, nu este în Luca, în Marcu sau în Matei, o să găsesc ce caut. Uite, zice așa, pentru că trebuie să nu ne luăm după imaginația noastră, dar să vedem ce zice Scriptura. Da? Ok? Marcu are, dar Matei e mai specific. Hai să mergem. Matei 4. Și Biblia zice așa, versetul 11. După ispitele, Biblia zice, atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-l slujească. Când era bebeluș, un înger într-adevăr apare, zice Iosif, ia copilul și fuge. Dar înger se înceapă să-l slujească aici fizic pe pământ. Aici se întâmplă. Asta zice Scriptura. Deci, supranaturalul oricum aici începe în viața Domnului Iisus. Unde vreau să ajung cu asta? Sau hai să presupunem să zici pe nu, probabil la 25 de ani a avut vizita de înger, deși nu scrie asta. Dar chiar dacă presupunem asta, asta înseamnă că Domnul Iisus a trăit o perioadă unde tot ce a avut a fost cuvintele spus de oameni credinței și convingerea interioară că El este cine este. Nu a avut altceva. Exact ca tu și eu, avem doar cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul prorocilor. Și credem ce au spus. De aceea credem că l-am primit pe Iisus Hristos și suntem acum copiii lui Dumnezeu. La început avem doar asta. Dar când înaintăm, încep să apară anumite confirmări. Dar ce vreau să-ți spun? Prima ispită a Domnului Iisus în pustie este dacă ești fiul lui Dumnezeu. Diavolul nu te ispitește acolo unde nu vede care șansă de câștig. Această ispită ne arată că undeva în viața Domnului Iisus Hristos a existat un moment de
Cum să zic asta? Nu a zice criză de identitate. Dar a existat un moment unde a trebuit să spună, oare chiar eu sunt acela? Oare chiar sunt eu Mesia? Și știu că unii o să zic, nu, n-are cum, e fiul lui Dumnezeu, nu putea. Atunci, cum a fost ispitit? Te întreb. Dacă așa ceva nu poate exista în el, cum a fost ispitit dacă e fiul lui Dumnezeu? Asta nu a trebuit să fie numit ispit. Adică, dacă e ceva care nu se poate întâmpla, nu a trebuit să fie numit ispit. Deci, dacă Biblia zice, a fost ispitit, unde vreau să ajung cu asta? Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, a reușit misiunea lui Dumnezeu pentru viața lui. Numărul 1, pentru că a fost conștient de ea. Numărul 2, a crezut cu adevărat că El este acela. Deși ce se spunea despre El era mare, am citit mai devreme, chiar părinții lui, chiar Maria, care îngerul a vorbit cu ea, când mai auza de la alți, de la Simeon, de la Ana, ce se spunea despre copilul ei, se mira, pentru că era un lucru marețe. Proprii lui frați n-au crezut în el la început. Și totuși, el a crezut că el este, înainte să învie pe Lazar, înainte să facă minuni, el a crezut cine este el și misiunea lui. Deși nu erau puțin lucru. El a crezut înainte să vadă puterea lui Dumnezeu. El a crezut înainte să audă glas în cer. Unde vreau să ajung? Dacă tu nu crezi ce zice cuvântul lui Dumnezeu despre destinul tău, nu-l vei trăi. Îmi pare rău, nu-l vei trăi. Ah, poate ești mântuit, dar nu vei intra în lucrurile care Dumnezeu a pregătit pentru tine. Ah, da, ieși din Egipt. Dar nu este garantat că vei intra în Canaan care a fost pregătit pentru tine. Și Canaan aici nu vorbesc de cerul, vorbesc de lucrurile care trebuie să le treci tu aici pe pământ după ești mântuit. Dacă nu crezi ce zice Dumnezeu despre tine și nu sunt puține lucruri, ah, sunt lucruri mareți. Domnul Iisus zice, unul zice, dă-mi un exemplu, hai să-ți dau un exemplu. Domnul Iisus zice, cine crede în mine va face ceea ce fac eu. Deja aici leșinăm, dar nu se oprește acolo. Zice, de fapt, va face lucruri și mai mari. Nu zice un pastor, nu zice un presbiter, nu zice un proroc, nu. Zice, cine crede în mine? Exact același expresie când zice, cine va crede, si se va boteza, va fi mântuit. Noi nu zicem, nu. Doar proroci, doar pastor care cred și se botează, sunt mântuit. Celalți nu se aplică pentru ei, da? Nu zicem asta. Dar deja când ai mâncat învățătura saducheilor, care ți-au zis așa ceva nu se poate, deși e destinul tău, nu vei, ești mântuit, dar nu vei trăi ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. De aceea, mulți chemați, dar puțin aleși. E important să crezi ce Dumnezeu a spus despre tine înainte chiar să vezi confirmările. Asta e modelul. Și Domnul Iisus, chiar Dumnezeu devenit trup, a trecut pe acolo. A trebuit să creadă mai întâi, înainte să vadă toate minunile și toate puterile a lui Dumnezeu în viața lui. A trebuit să creadă cuvântul lui Dumnezeu, identitatea lui. Și lucrare mareță la care este chemat. Mulți creștini nu sunt mulțumiți. Nu sunt fericiți. Deși pocăiți, deși ieșiți în lume. Pentru că undeva în ADN lor spiritual, ei știu că viața care o trăiesc nu e asta. Dumnezeu l-așteaptă la altceva. Hai să nu fiu lung. Mă opresc aici. Meditează la asta. Meditează la asta. Oare cred ce-mi zic oamenii?
sau cred ce îmi zice Dumnezeu, deși e deocamdată, dacă mă uit în jurul meu, e ceva care este imposibil. Asta e drumul. Să crezi înainte să vezi. Te las să meditezi la asta. Que Dieu te bénisse.